Bună seara! Deutsche TV a transmis în premier știrea despre crima produsă în Grădina Botanică. Au continuat alte reportaje pe postul nostru care a ținut publicul la curent cu ceea ce s-a întâmplat, cu starea de sănătate a celei de-a doua victime. Victima este vorba despre Emanuel în vârstă de 19 ani. Așa cum știm, Melis, de 14 ani, din păcate, nu a supraviețuit atacului lui Alexandru din Grădina Botanică. Începem prin a transmite condoleanțe familiei îndurerate, o pierdere cumplită. Suntem alături de familie, le dorim ce pot să le dorim într-o situație de genul acesta, să aibă puterea să ducă până la capăt pregătirile pentru înmormântarea fetiței care va avea loc sâmbătă și să aibă puterea să meargă mai departe. De asemenea, suntem alături de familia lui Emanuel. S-a întâmplat și un lucru care merită subliniat, o mobilizare în comunitate pentru a dona sânge. Veștile pe care le-am primit astăzi sunt bune. A ieșit din starea indusă de comă, comunică, se pare, cu medicii. Este în același timp un moment în care trebuie să reflectăm, să înțelegem atât cauzele individuale, cât și cauzele sociale și juridice care au condus la producerea acestei crime, care a zguduit comunitatea locală și nu numai, face obiectul unor dezbateri la nivel național. Așa încât în această seară avem o ediție cu totul specială. De fapt, avem două într-unul. Avem emisiunea Statistic și emisiunea Justiția la zi. Alături de mine este colegul meu, Radu Marinescu, avocat specialist în drept penal, și vom discuta împreună. El este invitatul meu și invitatul nostru comun din această seară este Eduard Bondoc, psiholog și psihoterapeut la Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova. Bună seara și mulțumim că bună seara. Suntem aici. Suntem acasă, cum ar veni, cu cele două emisiuni ale noastre. Vreau și eu să transmit sincere condoleanțe familiei atât de greu încercate. Este o pierdere ireparabilă. Din păcate, un copil care avea toată viața înainte și-a pierdut-o într-un mod tragic. Un alt copil, eu îl numesc copil, se luptă pentru viața sa și din tot sufletul îi doresc să învingă în această bătălie. Și un alt copil, pentru că și cel care a comis această crimă era un minor, a recurs, iată, la o faptă care ne-a îngrozit pe toți. Este un semnal de alarmă, este un moment de a pune niște întrebări și cred că împreună astăzi putem să căutăm să vedem dacă găsim niște răspunsuri pentru ce s-a întâmplat. Edi, avem cel puțin două vieți distruse. Viața lui Melis, care a decedat, viața lui Alexandru, este autorul acestei crime. Bineînțeles că consecințele sunt mult mai mari de atât. Transmit și eu condolențe familiei îndoliate și o să mă ofer și pro bono pentru consiliere în cazul doliului de care vorbim, încercând să sprijin cumva această familie. Da, este trist că se întâmplă lucruri de genul ăsta, mai ales la vârste mici, dar să încercăm totuși să nu punem etichet, să vedem ce s-a întâmplat, să vedem care este background-ul acestei întâmplări, că poate acolo vom descoperi niște lucruri care să ne ajute să prevenim alte întâmplări de genul ăsta în viitor. Radu, spune-ne, te rog, ce răspundere are o persoană de 17 ani în fața legii? Pentru că reacții au fost foarte multe la adresa lui, făcut criminal, făcut în mai multe feluri, furie pe care putem să o și înțelegem de altfel. Dar cum este încadrat din punct de vedere juridic un minor, un adolescent la 17 ani? În primul rând, cred că trebuie precizat că în momentul de față el este arestat preventiv. A fost măsura care s-a luat urgent de către autorități, pentru că această persoană, până la elucidare, cum spunea ea, contextului în care a săvârșit fapta, să nu mai fie un pericol pentru comunitate. Este arestat pentru 30 de zile, are posibilitatea să formuleze o contestație împotriva măsurii arestării preventive. Nu știu dacă a făcut. Are și un avocat, nu? Această chestiune, are și un avocat, este un coleg din barul Dolj, a avut
avut o intervenție publică în care a prezentat anumite chestiuni, dar trebuie să înțelegem și faptul că are obligație de rezervă, să o numesc așa, pentru că participând la proceduri nu poate să ofere foarte multe detalii. Mă întrebai care sunt, din punct de vedere juridic, consecințele faptei sale, cum răspunde. Este de precizat, pentru că avem cele două emisiuni astăzi împreună, justiția la zi privește fenomenul după ce el s-a produs. Adică justiția înseamnă până la urmă a aplicat dreptate și a face dreptate înseamnă că o faptă deja există. Important ar fi fost să nu o avem și probabil că o să discutăm și chestiunile astea. Cum va răspunde? Va răspunde ca un minor. Și aici iarăși este o discuție. El are 17 ani, da. Dacă am înțeles. Da, clasa 11. În clasa 11. N-am împlinit încă 18 ani, fie că e o zi, fie că sunt câteva luni, va răspunde ca un minor, ceea ce înseamnă că limitele de sancțiune sunt considerabil diminuate. În cazul lui este posibil să fie încadrat la un omor calificat, având în vedere că a atacat două persoane și a încercat să le ucidă, astfel încât limitele de pedeapsă pentru o persoană adultă ar fi de la 15 la 25 de ani. În cazul lui va răspunde cu până la 15 ani de privare de libertate, care nu se va face într-un penitenciar, ci se va face în centru de Detenție pentru minori. Fiind considerat un minor, răspunderea sa și formele în care va executa pedeapsa sunt considerabil atenuate. Din punctul meu de vedere, poate va trebui să privim în perspectivă la legislație și să ne gândim în ce măsură o persoană care este foarte apropiată de vârsta majoratului și care săvârșește, nu cunoaștem circunstanțele, nu ne avântăm în a face evaluări, dar o astfel de persoană care ar săvârși conștient, poate premeditat o astfel de faptă, poate că ar trebui să răspundă ca un adult pentru ca justiția să se realizeze cu adevărat. Edi, cu siguranță în cazul lui Alexandru se va pune problema discernământului. Cum vezi tu lucrurile în această privință? A punctat bine Radu dacă a comis în mod conștient această faptă. După cum arată lucrurile, e posibil ca mintea acestui băiat să fie tulburată și să-i fost într-un episod psihotic în care halucinațiile să-i dicteze ce să fac. E posibil să avem o structurare disarmonică de personalitate. Nu vorbim de tulburare de personalitate sau alte etichete care s-au pus astăzi, pentru că, din punct de vedere științific, până în 18 ani nu poți să spui că personalitatea e formată sau că e tulburată. Da? Și atunci vorbim de niște tulburări de comportament, eventual psihotice, cum cred că este cazul aici, și acestea pot să inducă tot felul de raptusuri de agitație. Din istorie, așa, știm că, de exemplu, cele mai odioase crime au fost comise de epileptici cu probleme psihice. Deci un focar de epilepsie care se află undeva în lobul frontal, care este responsabil cu acțiunea, cu logica, da? Cu rezolvarea de probleme sau de fapte de genul ăsta, poate să producă un raptus de agitație și de violență care nu este stăpânit. Pentru că omul respectiv este într-un blackout. Este și într-un atunci ar ajuta circuit. Să avem informații despre ce a făcut în ultimele zile sau poate chiar în ultimii ani. O persoană care ajunge la un astfel de moment psihotic ar putea să trădeze în comportamentul lui anterior niște semne? Poate să fie și asta, din copilărie o traumă, poate să fie un abuz acasă, poate să fie un abuz la școală, poate să fie o personalitate disarmonică în formare. Sunt multe lucruri de discutat aici și nu avem elementele, ca să spunem. Aș vrea să întreb, poate chiar asta vrei să spui, să vedem dacă ne potrivim ideile, dacă sunt sincronizate. Ce rol au părinții? Pentru că am ales titlul de elucidarea misterului. Vrem să atragem cumva atenția că o crimă nu are doar un aspect biografic, are și un aspect social, un aspect și educațional, dacă vrem. Au apărut deja în presă niște informații despre familia din care provine Alexandru, care au fost niște probleme. Încă nu știm dacă sunt adevărate sau nu, doar le rostogolim și noi, să zicem așa. Dar din practica ta, da, pentru că ești specializat în drept penal și ai văzut sau au fost discutate nenumărate crime în instanță. Există o legătură între ceea ce se întâmplă acasă și crimele pe care le-ai observat de-a lungul, le-ai studiat de-a lungul timpului și ce ar trebui să înțeleagă părinții de aici? Pentru că sunt mulți care se și laudă cu faptul că sunt aspri, duri, dar severi cu propriilor copii.
Voiam doar să menționez că în mecanismul acesta procedural al investigării și tragerii la răspunderea minorului, se face și o procedură de evaluare a acestuia, care va avea în vedere, evident, componenta psihologică, evaluare nu va răspunde penal dacă se va ajunge la concluzia că nu avea discernământ, era afectat. Se face o evaluare a sa care are în vedere și aceste circumstanțe de traiectorie personală, inclusiv mediul familial. În sancționarea unei persoane, unul dintre criterii este și acela al circumstanțelor personale și se are în vedere modul în care această persoană a evoluat, a crescut, a integrat sau nu. Informațiile pe care le avem noi, doar adaug și vreau să-ți continui ideea, este că a intrat la Colegiul Național Militar în 2020 cu o medie undeva la 9,50, iar în clasa 11 a absolvit cu 7,67. Deci un elev situat într-o zonă bună, să zic așa. Se poate observa un anumit regres, să zicem. Un regres. Cu siguranță vor fi analizate toate aceste circunstanțe. Cu siguranță va exista o preocupare acum în investigația penală pentru a stabili foarte clar cauzele comiterii faptei respective. În ceea ce privește izvorul familial, să zic așa, matricea familială din care pleacă astfel de persoane, experiența, și aș vrea să o spun rezervat și limitat la experiența mea, dar mă refer și la studii criminologice care se intersectează și cu zona de sociologie, de psihologie, arată că, de regulă, cei care comit fapte antisociale provin dintr-un mediu în care au fost supuși unor încercări, unor abuzuri, unor privațiuni care apoi reverberează în comportamentul lor din perioada adultă sau preadultă și îi conduc să săvârșească astfel de fapte. N-aș putea să spun dacă acest băiat în familie a avut sau nu a avut parte de un tratament de o anumită natură al determina să săvârșească fapte penale. Am văzut și eu că sunt niște ecouri în media în acest sens, dar cu siguranță trebuie investigată această... Este o ipoteză, da, sau o bănuială de lucru. Da. Iată că avem aici fiul unui polițist, șef de post la Calopăr și un cadet, un elev de la Colegiul Național Militar. Pot aceste două elemente să aibă, nu știu, autoritarismul, de exemplu, este mai prezent în instituții de genul ăsta sau e clar că nu este o meserie pentru oricine. Este clar că nu poți să ajungi cu orice tip de vulnerabilitate în acest sistem. Pentru aceasta există evaluarea psihologică. Nu sunt foarte clare criteriile, dar mă raportez numai la acest caz și mai știu un caz din un prieten de-al meu din copilărie care nu mai este printre noi și care a fost la la seminarul teologic. Și era destul de afectat, deci pierduse tatăl la o vârstă destul de fragedă și nu s-a adaptat la acest sistem. Edi, dacă poți să comentezi toate aceste variabile, să spunem. Ideea testării psihologice este undeva departe de treaba asta. Adică s-a întâmplat acum 3 ani și acolo se investigează niște aspecte legate de anxietate, de depresie sau de violență. Dar vorbim ante. Portas, adică 3 ani în urmă. Nu știm ce a fost acum 3 ani, probabil că era foarte bun, a trecut testele cu brio și nu s-a mai ocupat nimeni de treaba asta. Ele nu sunt periodice, nu sunt anuale. Și poate asta ar trebui, pentru că am observat asta, nu știu, și în Statele Unite ale Americii, și în Anglia, managementul unei crize. În momentul în care se produce o nenorocire, da, se analizează până se găsește cauza ce a dus la treaba asta și apoi se schimbă legislația. Se iau măsuri, cei care au greșit sunt sancționați și ar trebui schimbată legislația. Este un moment în care să discutăm poate de o schimbare în felul în care funcționează aceste colegii militare, să introducă o evaluare psihologică mai strictă, periodizată. Și, da, de parcurs, de etapă, nu doar la intrare și la intrarea în liceu și apoi la intrarea în studiile post-liceale. Poate e bine, poate lămuri, da, dacă un screening de ăsta periodic ar ajuta să... Ar ajuta, cu siguranță ar ajuta. Ar ajuta însă și altceva, schimbarea metodologiei. Adică sunt niște teste standard pe care dacă ne străduim puțin le putem învăța și le putem trece cu brio. Da? Însă, de ce spunem examinare psihologică numai la cei din liceu militar? Sau numai cei... De ce? Toți ceilalți sunt adolescenți, inclusiv cei care au fost... Este sistemul acesta de tip internat, unul care creează o presiune mai mare psihologică asupra elevilor? Asta da, e adevărat. Pentru că, vă spun, la Colegiul Militar
înviorarea este undeva la ora 5 dimineața, o să dă stingere, adică totul este foarte, mai foarte ordonat. E adevărat. E posibil că acolo să fie o presiune mai mare. Dar eu vă spun că din experiența mea anterioară există o lipsă de empatie pe care adolescenții o manifestă acum și asta este dată de gadgeturi și eventual de niște substanțe psihoactive, de droguri sau de alte lucruri pe care le consumă fără discernământ. O mică istorie de un minut spune așa: toți piloții care au bombardat Hiroshima, toți piloții de pe avioanele Enola Gay, au sfârșit prin boli psihosomatice. Au murit măcinați de acea remușcare, făcând cancer sau alte lucruri psihosomatice. Vinovăția crimelor de atunci. Toți piloții care au bombardat Iugoslavia în războiul din Iugoslavia nu au avut nimic, au fost happy. Întrebarea a fost de ce? Ei erau antrenați pe gadgeturi. Deci când bombardau Iugoslavia, ei erau ca cu un joystick de la consola lor. Se produsese ruptura între... Exact. Empatia s-a studiat după aia, că aceste jocuri care dau dopamină foarte mult, scad și zona de empatie, se micșorează în cap, este o zonă în creierul nostru, dar și sentimentul. De aceea vedem adolescenți care se bat și unii care filmează. Da? Eventual îi întărât. De-aia zic, această examinare psihologică sau nu neapărat examinare, eu am un proiect de educație, nu neapărat de examinare. A trebuit făcută la toți adolescenții, nu numai, eventual mai mult la cei din militar. Eu chiar mă gândeam că ar fi militar, interesant, dar... și ar fi, nu știu exact cine poate să facă ancheta asta și să vadă și să aducă, poate mai facem o emisiune și dezbatem cu datele pe masă, să vedem la ce filme s-a uitat Alexandru, la ce jocuri a jucat, pentru că înțeleg că acest cuțit de vânătoare l-a purtat cu el în acel ghiozdan de un an de zile. Da, aici este o discuție foarte interesantă. Este de spus că nu putem sub nicio formă să împiedicăm astfel de fapte de o manieră absolută. A existat și discuția dacă nu s-ar fi putut face mai mult de către organele de ordine, dacă anumite sisteme de supraveghere sofisticate ar fi putut să ajute mai mult într-o astfel de situație. Da, am și văzut un titlu undeva, spunea cum putea să fie evitată, deși nu știu. Da, e, din punctul meu de vedere, mi-aș fi dorit din suflet să fi putut fi evitată, dar cred că n-ar fi putut fi evitată pentru că este genul de atac intempestiv, randomizat, căruia nu știu ce forță publică ar fi putut să îi pună capăt. A fost prins destul de repede de către organul de ordine, dar din păcate o astfel de agresiune nu prea poate fi prevenită și vedem această chestiune nu doar în Craiova, am văzut recent în Timișoara un caz abominabil. Asta și sperie, Radu, cred că asta și sperie oamenii. Pentru că te gândești cum te poți apăra față de un comportament cu totul și cu totul irațional și neașteptat. Și cum poți să te apăr? Cred aici că are dreptate, Edi, soluția trebuie să plece de la originile educației individului, ale copilului. Și eu sunt chiar speriat de conținutul de violență din producția video care ajunge să fie vizionată de către copii. Desenele animate sunt extrem de violente. Da. Filmele, faptul că acești copii la vârste fragede, poate dintr-o comoditate, poate din faptul că părinții sunt foarte ocupați, stau toată ziua pe acele tablete, pe acele telefoane, nu știu ce conținut asimilează, cresc cu această modalitate de a se rupe de interacțiunea umană, de empatie, cum spuneai, și cred că într-un fel se robotizează. Și atunci dacă nu mai ai această compasiune pentru celălalt, această înțelegere a celuilalt, cred că ajungi să săvârșești și astfel de fapte, fiind golit total de emoții. Și pentru că mie așa mi s-a părut acest copil, acest tânăr. Da, golit de emoții. Vreau să te întreb și să adaug și pe aceea ideea pe care o aveai. Care este mecanismul psihologic? Un copil, de exemplu, care, nu știu, se află într-un tip de izolare, care poate din cauza suferințelor lui nu reușește să comunice foarte bine cu ceilalți. Am văzut copii care sunt mai triști, copii care sunt mai reținuți, mai timizi, de obicei ajung cumva să fie marginalizați într-un grup. Dar am observat în același timp că acest comportament duce și la forme de violență, mai mici sau mai mari. Care este explicația? Care este relația dintre suferință și violență? E foarte adâncă relația asta. Tot ceea ce băgăm în suflet și nu putem da afară se numește refulare. Da? Și posibil că acest tânăr să fi refulat toate tulburările îndurate de el în copilărie. Poate un mediu familial ostil, poate ceva traume de acasă, poate un mediu școlar ostil,
Da? Nu poți să știi ce a fost la școală. Poate era supus bullying-ului, poate era însingurat. Chiar dacă stai în dormitor cu 20 de inși, dacă ești ținta bullying-ului lor, nu ești în comunitate. Dimpotrivă, ești izolat. Și atunci se naște depresie. În momentul în care acest tânăr deja lovit... Și dorința de răzbunare, cumva. Da, exact. Vorbeam de refulare. Încep să urăști lumea, oamenii în general. Opusul refulării este defularea. Da? În mod conștient, noi defulăm aceste presiuni făcând niște lucruri care ne fac plăcere. Da? Citesc, ascult muzică, alerg, lucruri de genul ăsta. Dar la personalitatea care nu mai este structurată normal și care îndură tot timpul asta, defularea s-ar putea să fie un raptus. Și atunci nu mai dă în lucruri frumoase, ci dă în lucruri urâte. Unele pot fi autodestructive, da? Adică să fie tentative suicid. Și se pare și că există informații despre care Alexandru ar fi avut două tentative. Nu știm sigur dacă așa s-a întâmplat, dar... Asta spun. Deci ca să scape de această presiune, ei ori se automutilează, ori încearcă să se sinucidă, ori dacă nu, dau în aceste raptusuri de violență care pur și simplu nu le poți evita. N-ai cum să spui că într-o secundă intuiește cineva cele... Mi-am amintit de cazul din Serbia cu acel elev care la o școală privată a luat arma tatălui de vânătoare și a provocat un carnage, și-a ucis colegii și profesorii. Și aceste chestiuni se întâmplă, bun, poate e distanța care ne-a făcut cumva să ne considerăm... Acolo era un caz de copil care era victima bullying-ului, dar de asta cred că e foarte important în toate situațiile și ăsta e un mesaj pe care aș vrea să-l transmitem părinților. Să aibă foarte mare grijă cum se comportă cu propriilor copii, să fie responsabil. Un părinte responsabil, spunea Bruce Lipton, este unul care e conștient de mecanismele psihice, de felul în care se desfășoară educația. În momentul în care pui presiune asupra unui copil, presiunea aceasta îl poate deforma. Nu mai vorbim de actele de violență, nu mai vorbim de jigniri, nu mai vorbim de alte forme, de fapt, ale violenței, șantaj sau jignire, umilință, abuz fizic, sexual și așa mai departe. Toate lucrurile astea se vor reflecta în comportamentul copilului și mai departe în societate. Cred că e interesant de urmărit ce se întâmplă în Statele Unite, de exemplu, unde astfel de atacuri la școli, sunt foarte din ce în ce mai frecvente. Da, acolo, din păcate, chiar este frică pentru copiilor, da, zi de au acces și la arme de foc, ceea ce din fericire la noi nu se întâmplă. Asta nu face decât să extindă sfera victimelor, dar în sine fenomenul este cam același. Ceva se întâmplă cu tinerii, cu familiile, cu modul în care ei cresc. Propensiunea către violență este tot mai mare și cred că dacă vom încerca doar să combatem cu mijloacele justiției, nu vom reuși să facem acest lucru. Deci trebuie mers către resorturile adânci ale fenomenului și aici aducem în discuție o chestiune pe care toată societatea până la urmă o dorește și o așteaptă. Educația. Educația să fie mai bine susținută, realizată efectiv și atent pentru fiecare individ și atunci probabil că și rezultatele vor fi mai competitivitatea bune. Aceasta, am înțeles că pentru el, părinții aveau o viziune destul de clară unde să ajungă, cum să ajungă. Altă presiune pusă da. Pe el și... Ce părere ai despre asta, Edi? Chiar citam acum o carte inspirată de psihologia lui Adler și spunea de ce nu trebuie să te raportezi la ceilalți ca la niște competitori, să te raportezi doar la tine. Pentru că spunea că tot văzându-i pe ceilalți competitori, dacă, de exemplu, are, nu știu, o mașină mai scumpă decât tine, a câștigat el. Dacă tu ai un job mai bun, ai câștigat tu. Dacă... Sistemul ăsta de competiție pune foarte multă presiune pe individ și îl face să-l vadă pe celălalt cu o anumită ostilitate. Și spunea care e problema, pentru că un alt personaj din cartea respectivă spunea, da, competitivitatea e un lucru care duce la dezvoltare. Da? Și a zis, da, dar nu în partea asta socială. Pentru că tu te raportezi la un competitor, dar competitorul respectiv devine un rival pentru tine și pe rival ajungi să-l urăști. Și atunci școala, cumva, cred că cultivă competitivitatea aceasta și noi, ca părinți, de multe ori ne raportăm la copilul nostru tot timpul comparându-l cu altcineva, făcând și punând presiunea asta. Ce părere ai? Da, nu ni se întâmplă tuturor și aici ideea este să înțelegem că vorbim de inteligență emoțională și nu de altceva. Inteligența emoțională pare pompos așa termenul, dar de fapt este capacitatea de a cunoaște și gestiona propriile emoții. Inclusiv asta cu comparația care ține de stima de sine. Nu mă compar cu mașina lui, eu mă compar cu mintea lui, eventual. Și atunci am câștigat.
și e 1-0 permanent pentru mine. Dacă citesc, dacă mă informez, dacă sunt deasupra lui cu mașina. Asta dacă am o stimă de sine, un nivel mai informată și ești bine structurat. Exact. Iar vorbind despre educație, revenind obsesiv la treaba asta, eu am mai spus-o și în alte părți, am conceput un proiect care se numește Cu diriga la psiholog. Și în mintea mea este... Da. De ce vezi? Cu diriga, nu numai cu diriga, cu diriga și cu elevii ei, da? N-am avut ecou în partea autorităților, dar o să mai încerc. Și ideea mea este așa, să mergem în fiecare liceu cu un ginecolog, cu un psihiatru, cu un psiholog, cu un avocat. Tot pe diriga să consulte și ginecologul? Dacă este doamnă, de ce nu? Dar nu vorbim de consultații acolo, ci vorbim de educație, da? Pentru că avem maternitate la 14 ani, la 15 ani. Nu este firesc să se întâmple. Da. Da? Viața lor sexuală este luată doar din filmele porno, care iarăși dau dopamină și duc la scăderea empatiei, ce spuneam, dar nu la educație. Da? Și acolo vin drame, am la cabinet băieți care au rămas impotenți pe chestia asta de comparație cu cei din filmele porno, că ei nu pot performa cum se vede acolo. Deci aici vorbim de educația bazală. Da? Acum trăim într-o lume în care existența e modelată după televiziune și după imagini care deformează. Că în Franța se încearcă un proiect de lege prin care se interzică accesul la rețele sociale până la 13 ani. Să fie doar cu acordul părinților. Gândiți-vă că noi suntem într-o altă situație, că chiar am făcut o emisiune pe subiectul acesta, în care, și din emisiunea respectivă am aflat de la invitat, că părinții setează conturile copiilor de Facebook, de TikTok, dându-le o altă vârstă de adult. Pentru că TikTok-ul, de exemplu, are un algoritm, ar trebui să protejeze copiii de diverse. Deci nu, asta este o atitudine în cealaltă extremă. Adică nu doar că nu îi restricționezi, dar îl și expui la niște lucruri. Iar eu observ asta ca sociolog și observ și în activitățile pe care noi le desfășurăm în școala de limbi străină pe care o conduc, mă rog. Există acel, deja am identificat și spun comportament copilul TikTok. Care are și un anumit profil, dar în general este copilul asupra căruia părinții nu petrec foarte mult timp. Părinții au activități aducătoare de venit, mult peste medie, copilul și el ce face? De fapt, cum este interacțiunea dintre ei? Este o interacțiune de tip gașcă, adică se definesc ca fiind, suntem vreo 3-4 la fel de șmecheri și noi facem echipă și vom râde de ceilalți. Și tipul de interacțiune pe care l-au între ei este de glumă, de dume. Vorbesc numai în dume. Sau interpretează diverse scenarii pe care le văd ei. Limită pe, nu știu ce, un indian care vorbește despre Spider-Man sau mai știu eu lucruri de genul ăsta. Un conținut atât de divers și de dacă nu există o minimă cenzură, copilul poate asimila chestiuni care, evident, îl conduc pe urmă la un tip de comportament. Foarte interesant ce ai spus, Edi, mă gândeam acum că e o inițiativă foarte bună. Noi sprijin. De 5 ani încerc. Păi, poate, poate reușim cumva să o... De ce spun chestiunea asta? Pentru că Uniunea Națională a Barourilor și inclusiv baroul nostru derulează un program care se numește Fii avocat în școala ta. Avocații merg în școală și încearcă exact să ajute pe componenta asta de educație. Sigur că ar fi un fel de completare, adăugarea unui psiholog, unui psihiatru, unui ginecoleg, dacă da, pentru că e fenomenul ăsta al maternității la... Și nu numai de boli venerice, și multe alte. Exact, și multe alte componente. Și e foarte bine că spui asta, pentru că am mai auzit și alți psihologi cu care am colaborat profesional și spuneau, de exemplu, că aveau clase întregi la psihoterapie. Chiar am avut la o altă emisiune invitat un psiholog care vorbea despre o anumită școală pe care o definea ca fiind producătoare de tulburări comportamentale. Pentru că eu, la fel, un stres și o anumită presiune. Și sunt sigur că psihologii văd altfel lucrurile, pentru că probabil că clienții voștri, pacienții voștri vă mărturisesc lucruri care nu se discută public. E adevărat. Acum poate reușim totuși să începem. Radu, legat de responsabilitatea sau de răspunderea juridică, ce riscă părinții lui Alexandru să pățească? Pe lângă probabil suferința emoțională pe care toată această situație le-a adus-o și lor, repet, nu cunosc exact mediul familial și situația de acolo, vor avea și o răspundere juridică, copilul fiind încă un minor, va exista o răspundere pe coordonata civilă a despăgubirilor pe care le-ar plăti pentru
această situație. O să stabilească instanța sau cum se... Ele vor fi stabilite... Cum se procedează? Într-o astfel de situație a fost suprimată viața unei persoane, sunt cheltuieli care sunt aferente înmormântării, pomenirilor și, pe de altă parte, sunt daune cu caracter moral care se acordă pentru o pierdere, nu poate fi cuantificată, e ireparabilă pentru familia respectivă, dar în ordinea aceasta juridică e stabilită această formă de a se încerca o reparație materială. Sunt daunele morale care se pot acorda și persoanei care a scăpat și sperăm că va scăpa, pe lângă cheltuieli materiale de reparare a sănătății sale, sunt niște sume care se vor stabili de către instanța de judecat. Există și posibilitatea unei înțelegeri amiabile a părților, nu știu dacă se va realiza așa ceva, dar cu siguranță va exista o consecință materială pentru părinți. Edi și Radu, ce ar trebui să învățăm noi ca și societate din această crimă? Să ținem copiii mai aproape. Le tot spun părinților care vin la mine cu copii și îmi spun, l-am adus la dumneavoastră să reparați. Și zic, păi de ce să repar eu dacă l-a stricat dumneavoastră? Nu văd de ce. Și, mă rog, începând cu o glumă, intrăm în partea serioasă, care se relevă prin faptul că acei oameni nu comunică cu copiilor. Nu știu ce fac copiii după școală. Nu știu ce fac nici la școală, dar mai ales după școală. Nu le cunosc prietenii, nu le cunosc hobby-urile, nu le cunosc plăcerile. Și atunci îmi spun, păi da, dar noi suntem prieteni, eu îi dau bani și sunt amic cu el. N-am făcut nimic cu asta. Prietenia va strica această relație de părinte și educator și atunci le propun un parteneriat. Să fim parteneri în acea casă. Da? Partenerii, cum este în afaceri, au fiecare bucățile lor, răspunderile lor, da? Și tu vii cu niște rezultate, pentru că asta avem de la tine, și cu ajutor în casă, eu vin cu ce trebuie ție și atunci facem acest parteneriat. O ajutăm amândoi pe mama, care de obicei este împovărată cu multe, și atunci parteneriatul ăsta al nostru va da roadă. Va ieși bine și la admitere, va ieși bine și la BAC, și la facultate, și la toate. Altfel, dacă prietenul, adică tata sau mama, doar cotizează cu bani, prietenul celălalt va profita, adică acel copil, și își va lua bucățica lui de plată și nu va da nimic înapoi. Asta una. În al doilea rând, în momentul în care există ceva deformat în acea familie, trebuie luate măsuri. Adică și școala ar putea să intervină aici și să vadă care e relația copilului cu părintele acesta. Dacă un părinte face abuz de alcool, cam ce se întâmplă în familia respectivă de obicei? Drame. 90% din cazul drame. Da? Iar în celelalte 10% moare pacientul alcoolic. Atât. Dar în rest nimic bun. Deci, când este abuz de alcool și de obicei... Și, ar trebui să avem un mesaj și pentru cei care ajung în situația asta. Pentru că puțină lume știe că alcoolismul pe care definit popular este de fapt o boală, o dependență. Exact. E o dependență. O boală și un factor criminogen important. Și cum se poate trata? Da, Tudorel Butoi spunea că nu a întâlnit crimă în care alcoolul să nu fie implicat într-o formă sau alta, la victimă sau la, puține, da. Sau da, la da. Criminal. Și atunci, ce mesaj ar trebui să transmitem către cei care au această boală, au această problemă? Cum o pot ei rezolva? E complicat. Cei care au această boală pot numai să opteze pentru tratamente de specialitate, să meargă la un psiholog, să încerce alte formule pentru a renunța la dependența respectivă. Cel mai bine ar fi să prevenim o astfel de situație, cred că tot prin educație, prin înțelegerea efectelor dramatice pe care le produce alcoolul, nu doar asupra persoanei care îl ingerează. Iată, avem din ce în ce mai multe infracțiuni comise, nu ne referim doar la crime, aici vorbim de extrema ilicitului penal, dar conduceri sub influența alcoolului, da, furturi. Da, e un fenomen, dar mi-am făcut emisiune despre exact, asta, foarte mulți tineri de cu droguri la volan. Drogurile, iarăși, da. Care au sporit endemic așa în societate. Eu mă gândeam în timp ce vorbea Edi și la ce ai spus tu anterior despre gadget-uri și... Am ajuns la o vârstă matură la kinetoterapie pentru problema cu spatele. Ce m-a frapat acolo? Foarte mulți copii. 5 ani, 6 ani, erau învățați să meargă, să facă sport și am întrebat pe kinetoterapeut pe ce se întâmplă. Domnule Marinescu, este vorba de gadgeturi. Toată ziua stau în casă, toată ziua sunt conectați la acele aparate, nu mai fac mișcare, spinarea se deformează. Mare floare.
se deformează fizic, se deformează și moral, se deformează și psihologic. Și într-adevăr, ce spune Eddie este simplu în aparență, foarte greu de făcut în societatea actuală care e pe repede înainte, să comunici cu copilul, să iei acel telefon, să-l pui deoparte. Eu am văzut un studiu că până la 12 ani copilul nici n-ar trebui să aibă telefon, să n-aibă acces, să nu îl modifică și biologic, îl modifică și ecranul albastru face foarte mult rău și ochilor, ochilor, minții, discută cu neuronale. El, cunoașteți copilul, exact, interacționează. Lucrurile nu sunt foarte complicate, dar... Spuneai la un moment dat de căderea notelor lui. Da? Se întâmplă multor adolescenți treaba asta, mai ales că s-a dat liber acum, nu mai contează notele. Și toți cei care vin pe la mine au programul ăsta. Până la 3-4 dimineața stau pe telefon, dorm până la 11-12 a doua zi. Asta este programul. Da, și observ asta în vara asta, adolescenții se culcă la 5-6 și chiar copiii de clasa 4-5 se culcă la 8 sau 9 dimineața. Este ceea ce lucru... modifică cu totul. Modifică bioritmul. Dar nu știu de ce părinții nu intervin. Deci pentru mine este un lucru pe care e foarte greu să-l înțeleg, pentru că le este afectată în mod direct creșterea. Deci le este afectată creșterea și dezvoltarea creierului, de exemplu. Creierul la copil are nevoie de somn. Are nevoie de și în momentul în care ecranul ăla se aprinde, creierul nu mai face melatonină. Zice că e zi. Deci la două noaptea dai drumul la telefon și crezi că e zi, nu mai face melatonină, deci somnul s-a dus. Și melatonina implicată și în secreția de serotonină. Deci sunt o grămadă de lucruri cu neuromediatorii care duc la tulburări de genul ăsta. Adică nervozitate, impulsivitate, raptusuri de agresivitate. Să vedeți ce se întâmplă dacă încerci să iei telefonul unui copil dependent. Vai de mine. Ca și cum ai luat sticla unui alcoolic. Da, da. Are impulsul... de violență și de... Da, da, da. Mi-aduc aminte acum că... A fost un caz în America, Radu, iar dacă mă te întrerup, că încerc să mi-l amintesc, cu un copil care, într-un acces de furie, a spart laptopul, a spart ecranul calculatorului și apoi s-a sinucis. Pentru că... Era ceva... Tatălui a dat naștere la o campanie mai apoi pentru treaba asta, nu știu, juca un joc Fortnite sau ceva de genul ăsta. Fusese pedepsit că mai spărsese odată într-un acces de furie, spărsese ecranul, toată l-a pedepsit și a strâns banii pentru o perioadă de timp ca să-și cumpere, cum a încercat să se responsabilizeze și după o astfel de criză s-a sinucis. Dacă nu mă înșel, în București a fost o tentativă de omor comisă de un copil căruia bunica sau mama i-a luat telefonul și nu i-a mai permis să mai... și a ajuns până la un impuls atât de intens de violență față de familie. Efectul acestor gadgeturi asupra copiilor, la un moment dat, a fost constatat în Japonia când anumite desene animate aveau un efect stroboscopic. Sau, da, da. Și foarte mulți copii, sute mii de copii, au ajuns chiar la urgență cu efecte somatice produse. Da, pentru că efectul ăla de stroboscop face criză de epilepsie. De epilepsie, da. Am citit chestiunea asta și... demonstrează odată, în plus, ce risc imens este în familie dacă copiii sunt lăsați fără să fie supravegheați. Da, interesant este fenomenul ăsta, că eu îi întreb pe cei care vin la mine, dar ce faceți până la 4 dimineața? Să știu, vorbesc cu colegi. Păi și nu vorbiți ziua, nu? Că nu avem loc de găști, nu avem loc de profesori, dar anumite grupuri se fac și pe jocuri, dar se fac și de socializare. Da, cu taică tu vorbești, da, asta nu vorbește niciodată. Da, cu maică-ta, doar mă ceartă. Comunicarea cu părinții e compromisă. Deci acolo e ruptă toată și atunci trebuie să verse undeva. Se verse în grupul în care a intrat. Și dacă e acceptat. Dacă nu e acceptat, atunci e dramă. E drama. Și comunică foarte mult virtual. Am văzut cupluri care merg în oraș și stau pe telefoane și nu mai comunică. Dar uitați-vă că și toate evenimentele sunt organizate ca o ședință foto. Și festivitățile de absolvire, și chiar și trebuie de Paște și totul. E ca un setting unde eu să-mi fac poze, să pun poze, să arăt că sunt, nu știu, viu. Sau mi s-a întâmplat, de exemplu, într-o tabără să văd elevi care erau un ciubăr la munte, da? Mi s-a părut că le ofer o șansă, o experiență pe care să o țină minte sau să le întărească puțin spiritul sau conexiunea cu natura, da? Combinația asta de fierbinte cu rece, cum vedea munții pe fundal, și și-au pus ochelari de soare, și-au adus telefoanele, și-au făcut niște filmări, au făcut niște live-uri, le-au pus pe Instagram și le-am zis, eu deja aveam instinctiv reacția că ceea ce fac nu este
nu este bine. De ce nu era bine? Că nu se bucurau de momentul, nu erau în acel moment, nu erau prezenți în momentul respectiv. Și azi explicați-mi și mie ca să înțeleg. Da? Deci voi ați postat pe Instagram ca să se vadă că voi trăiți o super experiență, dar o trăiți, de fapt? Nu mai trăiești, dar vrea să fii văzut că a trăit-o. Exact. Eu cred că asta se întâmplă. Și chestiunea asta o duc în viața de adult. Și adulții au comportamentul ăsta foarte... Da, păi am copiat din America până și stilul de evidențiere. Și aici era o mică povestioară. Există un manual de diagnostic care se cheamă DSM, Diagnostic System Manual. După el ne ghidăm noi când punem diagnostici. E făcut în America, dar cu un colectiv internațional. Însă eșantioane de populație sunt americani. Până la DSM-5 exista tulburarea isterică de personalitate. Adică oameni din ăștia care, cărora le place să se expună, să îmbrace fisticiu, să vorbească mult, actorul. Da? După ediția 7, această tulburare s-a scos din carte. Că da. Și toată lumea s-a întrebat de ce. S-a făcut studiu în Statele Unite, 64% din americani au ieșit isterici. Deci atunci cum poți să mai pui asta ca tulburare de personalitate? Noua normalitate. Da? Și de acolo și a zis că în America totul este măreț, să fie mare, să fie colorat, să fie cu lumii. Da? Și de acolo am luat noi treaba asta, cu poza, cu imaginea, cu selfie-ul. Cu... Haideți să încheiem cu o conexiune între prima parte și ultima parte a emisiunii. Există vreo legătură între aceste tendințe ale lumii moderne și lucrurile la care sunt copiii expuși, da? De faptul că noi îi lăsăm undeva, că îi băgăm, scăpăm de grija lui, că îl punem într-un colegiu militar, că îl lăsăm în fața unui telefon, că îi lăsăm să petreacă timp cu prietenii și comportamentul acesta și la întâmplare, dar și extrem de violent, iată care a dus la crimă. Și așa să fie ultima intervenție. Ultima intervenție. N-aș vrea să afirm, nu am o certitudine despre resorturile care au condus la crima despre care discutăm, dar este foarte, foarte probabil ca această ruptură emoțională, necomunicarea cu părinții, virtualizarea aceasta existenței, ritmul tot mai trepidant și presiunea pusă pe copii să îi conducă către reacții de acest gen care să îi placeze în afara legii. Îngrijorare există, studii sunt, totul este să găsim împreună soluții. Există soluții de modificare a legislației. Recent au fost pedepsite mai grav o serie de infracțiuni, de exemplu cele din sfera intruziunii în zona sexuală a copiilor, sau acolo s-au asprit deja pedepsele. Recent au fost modificate pedepsele pentru cei care comit ucideri din culpă sub influența stupefiantelor, sau tot o încercare represivă a societății. Din perspectiva mea ca avocat, sunt necesare, dar niciodată nu vor fi suficiente pentru a preveni astfel de situații. Soluția este educația, comunicarea, recuperarea umanității așa în familie. Mulțumesc. Edi, și toate astea să conducă spre un alt tip de validare. Acești adolescenți se validează doar prin hainele pe care le poartă. Da? Dacă n-are sigla de la... Dana Budeanu, ești doar un tricou pe Instagram. Exact. Dacă nu are mașina aia sau tricoul ăla sau gadgetul ăla, da, nu aparține comunității respective. El prin asta se validează. Și eu învăț pe ăștia care vin la mine la terapie să citească 30 de pagini pe zi și îi pun să calculeze cât înseamnă într-o lună. Greu calculează, fără telefon nu face niciunul, unul singur, dar era olimpic la matematică, altfel scot telefonul și calculează. Și zic, ia mă, înmulțește și cu 12 luni. Vai de mine! Deci tu vei citi mai mult decât din toate liceile din Craiova, nu? Ce, nu m-am gândit la asta. Ți iau o jumătate de oră pe zi. Hai să încercăm. Și la unii merge treaba asta. Chiar merge. Domnilor, mulțumesc pentru participare la discuție. Și noi mulțumim. Cu drag. Și ținem aproape și căutăm împreună să contribuim cu ceea ce putem să facem această lume mai bună. Cu drag. Mulțumesc. Aceasta a fost ediția din această seară. Urmăriți în continuare Dolj TV pentru a fi la curent cu dezbaterile pe temă juridică, socială,
legate de crima din Grădina Botanică și așteptăm, dacă aveți informații, să ni le transmiteți pentru a înțelege ce s-a întâmplat și a preveni astfel de nenorociri. Pe data viitoare, până atunci, aveți grijă de noastră. La revedere!